În primul rând, avem la bază, ca să spunem așa, pentru înscrierea în clasa pregătitoare, o metodologie elaborată de Ministerul Educației. Adică facem înscriere pe baza unor lucruri foarte stricte. În primul rând, ăsta va fi, din câte am înțeles eu din metodologia aceasta, va fi ultimul an în care se vor mai face înscrieri în paralel, clasa pregătitoare și clasa întâi, având în vedere că au fost copii de 7 ani care nu au fost cuprinși în clasa pregătitoare anul trecut. Bun, anul ăsta se mai dă voie să se înscrie în clasa întâi, direct, fără să treacă prin clasa pregătitoare, celor care au împlinit 7 ani sau care vor împlini 7 ani după 31 august, dar o să discutăm acum, abia după ce vor trece printr-o evaluare psihosomatică. Ce înseamnă evaluare psihosomatică? O evaluare somatică pe care o va face doctorul de, medicul de familie și o evaluare psihosociopedagogică, ceva de genul ăsta, pe care o va face un psiholog școlar. Deci, înscrierea, ca să ne înțelegem de la început, că sunt și o parte de copii din genul, din ecartul ăsta, ca să spun așa. Cei care au 7 ani, de pe 1 septembrie, începând de anul ăsta, până la 31 decembrie, nu se vor înscrie automat în clasa 1, decât după ce vor trece prin această evaluare. Bun. Evaluarea asta va fi, cum să vă spun, realizată de oameni specializați, cum am mai spus, de medicul de familie și de un psiholog școlar. Sunt niște reguli care sunt respectate de către ei, pentru că fac parte din Centrul Județean de Asistență de Resurse și Asistență Educațională. Și ei vor decide dacă copilul dumneavoastră este în stare să treacă direct în clasa 1. Acum discutăm puțin de clasa pregătitoare. Ca să știm de la început pe ce discutăm, cine se poate înscrie în clasa pregătitoare? În primul rând se pot înscrie copii care împlinesc 6 ani până la 31 august 2013. Deci, în mod obligatoriu, pentru că au 6 ani, învățământul devine obligatoriu de la clasa pregătitoare, care este prima clasă din învățământul primar, în mod legal și normal. Abia după aceea o să discutăm despre acea clasă întâi în care avem accesul puțin sărind peste clasa pregătitoare. Deci, acei copii care au 6 ani până la 1 septembrie 2013 se vor înscrie automat în clasa pregătitoare. Vor mai fi copii care nu se vor... care împlinesc 6 ani în septembrie, din septembrie până în decembrie, tot în acest an. Cred că eu am aici o listă cu cei care sunt în această situație. Sunt în număr de vreo 12 copii. Și acești copii, numai dacă dumneavoastră doriți, deci vorbim de cei care sunt născuți din septembrie până în decembrie 2013, care vor împlini 6 ani în momentul ăsta, și ei se pot înscrie dacă dumneavoastră faceți o cerere în acest sens. Deci obligația de a fi înscriși copiii se referă numai la cei care sunt născuți până la 1 septembrie. De după septembrie până în decembrie, rămâne la atitudinea dumneavoastră, după ce discutăm și puneți 1001 de întrebări, până vă lămuriți, ca să luați o decizie corectă. Deci, ca să limităm puțin discuția, avem trei categorii de copii. Cei care împlinesc 6 ani până la 1 august, cei care împlinesc până la 1 septembrie, cei care împlinesc 6 ani până la sfârșitul anului, deci până pe 31 decembrie, și acei copii care împlinesc 7 ani din septembrie până în decembrie 2013. Bun. O luăm pe rând ca să... că proporțiile sunt cumva egale, ca să zic așa. Deci cei care au 7 ani. Noi avem un tabel cu ce am primit de la grădiniță, de la doamnele educatoare. Cei care au 7 ani anul acesta sunt un număr de vreo 11. Acești copii vor fi trecuți prin această evaluare de care v-am vorbit și în urma acestei evaluări se va decide dacă ei pot să treacă sau nu în clasa 1. Această evaluare, din câte am înțeles și este și normal, este cam incontestabilă, fiind făcută de un medic și un psiholog. Deci, vreau să mă înțelegeți și s-ar putea să poate să fie mai durul neexprimat. Este evident că copilul dumneavoastră este cel mai bun din lume. Și vi-l considerați așa și eu mi-o consider pe fiica mea cea mai tare din parcare, ca să spun așa, cea mai bună din lume. Dar accesul în clasa 1 direct se va face numai cu acest aviz de care vă spuneam. Și e bine de acum să vă spun lucrurile astea ca să nu avem eventuale discuții după. Prefer să avem acum decât să le avem după. Deci dacă psihologul nu spune că da, este de acord să se fie înscris în clasa 1, el nu va fi înscris în clasa 1, ci în cea pregătitoare. Acum, eu personal susțin extrem de mult această clasă pregătitoare pentru că este
o formă foarte corectă de a aduce copilul într-un mediu școlar cât mai devreme. Nu spun că grădinița nu este un mediu școlar, ba da. Dar deocamdată la noi învățământul preșcolar nu este obligatoriu. Este evident că puteți sau nu puteți să duceți la grădință, dar la școală este obligatoriu să vină. Faptul că ei intră de la o vârstă normală, din punctul meu de vedere, 6 ani, într-o clasă pregătitoare în care o să vedeți, o să vă explice doamna profesor pentru învățământul primar din Negoiță, care acum, anul acesta, predă la clasa pregătitoare, o să vedeți că ce fac ei acolo este extrem de necesar pentru o clasă întâi corectă. A mea fată a intrat direct în clasa întâi și nu pot să spun că lucrurile pe care le învață acum nu ar fi fost bine să le știe dinainte. Și vă spun sincer, fără nicio problemă. Deci, din punctul meu de vedere, de ce vă spun lucrurile astea? Din punctul meu de vedere, nu este nicio problemă dacă are 7 ani și intră în clasa pregătitoare. Gândiți-vă că nu numai copiii dumneavoastră sunt puțin defazați. Vor avea, să zicem, 18 sau 19 ani în clasa 12. Nu. Vor fi generații întregi de acum înainte, pentru că ăsta este sistemul de învățământ, cel puțin la ora asta. Că pe asta discutăm, pe niște legi ale învățământului. Dar nu le comentăm, asta e altă discuție. Deci, ca să limităm puțin discuția, și aș vrea să ne puneți dumneavoastră cât mai multe întrebări. Dacă vă aflați într-una din cele trei variante, deci de 7 ani, de 6 ani până în septembrie, de 6 ani până în decembrie, aveți de ales. Deci, în primul rând, nu este obligatoriu pentru cei care sunt născuți și care vor avea 6 ani, din septembrie până în decembrie, să fie înscriși la școală. Deci, pentru ei nu este obligatoriu. Această înscriere se face numai pe baza cererii dumneavoastră, pe care puteți să o faceți sau nu. Dar aș vrea, sincer, ca decizia asta să o luați în cunoștință de cauză. Nu să mergeți cumva pe niște informații preluate de la mătușa, de la unchiul, de la nu știu ce prietenă. Hai, întrebați-ne, încercăm să vă dăm cât de cât niște răspunsuri corecte, ca să luați decizia cea mai bună pentru copilul dumneavoastră. După aceea o să vreau, după ce punem aceste întrebări, ori astăzi, ori într-o altă etapă la grădiniță, aș vrea personal să scrie pe foicică, că găsim o variantă de genul ăsta, că știți ce ați hotărât. Pentru că au mai fost cazuri în care am făcut ședințe cu părinții, poate unii domni sau doamne n-au venit și au spus la un moment dat că nu au știut corect ce se întâmplă. Și aș vrea să-mi dați pe semnătură. Da, domnule, am luat la cunoștință de ce condiții de înscriere sunt. Sunt de acord să mi-l înscriu, nu sunt de acord să mi-l înscriu. Pentru că mi se pare corect. Asta se poate face și acum un proces verbal cu toți cei care au fost aici. Da, să sperăm că sunt toți. Să sperăm că sunt toți. E foarte bine, păi nu mă deranjează. Dar important e ca dumneavoastră, asta e ideea fundamentală pentru care ne-am întâlnit aici. Să știți bine ce hotărâți. Și de-aia suntem aici. Doamna Penu Mariana este doamna care va prelua clasa pregătitoare de la an. Deci, Lili Negoiță o face acum, doamna Penu o va face la an. Clasa pregătitoare. Și da, și din Negoiță, evident, clasa întâi. Și aș vrea acum, dacă aveți întrebări, orice tip de întrebări, bineînțeles, legate de subiectul ăsta, de înscrierea în învățământul primar, pentru că asta este generic întâlnirea noastră. Că îl înscriem în pregătitoare sau în clasa întâi, depinde de fiecare zi. Eu nu rămân agățat în sistemul de învățământ în care am crescut eu. Nu pot să spun că a fost foarte bun. Nu m-a pregătit pentru niște lucruri la care trebuie să fac față acum. Asta este important pentru noi să înțelegeți că copiii vor fi nevoiți să facă față unui alt tip de societate. Nu are nimeni garanția că mai rămân în România. Nu are nimeni garanția că trăiesc în Grecia, că trăiesc în Italia, în Spania. Trebuie să fie deschiși la minte, trebuie să aibă un tip de informații cu care să poată să facă ceva. Și acum s-ar putea să vă enervez pe mulți. Nu știu cât de important este pentru nu știu cine, că tot auziți discuțiile astea la televizor. Băi, când fac ăștia un interviu în Belgia, habar n-au care e capitala României. Sau că încurcă Bucureștiul cu Budapesta. Eu vă pun o singură întrebare. Băi, fraților, dacă sunt așa de proști, încurcă capitalele între ele, de ce o duc așa de bine? Noi, dacă suntem așa de deștepți, cu un sistem de învățământ beton, care ne pregătește pentru o societate multilateral dezvoltată, de ce o ducem așa de rău? Unde o fi problema? Hai să nu ne agățăm de sistemul de învățământ. Hai să ne agățăm de ce face doamna învățătoare Lili, de ce face doamna mamă Turtucaianu și de ce face elevul Marian. Asta e cel mai important.
că ne mai încurcă ministerul sau altcineva școala câteodată, mă refer la conducere aici, asta e altă discuție. Dar dacă triunghiul ăsta e cel mai corect, eu vă spun că o să aibă de câștigat Marian. Că până la urmă el trebuie să câștige. Nu dumneavoastră, nu Liviu. Băiețel. Și așa aș gândi. Dacă triunghiul ăsta e format, e tot în regulă. Pe cuvânt. Păi mai zis, că ne mai încurcă o lege, două, asta e viața. Dar dacă acest triunghi este format, este foarte ok. Este foarte normal să puneți toate tipurile de întrebări pe care le aveți. Și să discutăm, că de-aia mi-am permis să-i dau doamnei raportul. Să vedeți ce se întâmplă. De ce sunt niște lucruri făcute într-un anumit fel. Gândiți-vă că în afară, în Uniunea Europeană, am înțeles că vârsta minimă, ca să spun așa, de intrare într-un sistem obligatoriu este și mai jos. De la 3 ani. Nu cred eu că e un lucru rău. Că încerc să mă cenzurez așa. Că dacă mi-aș da drumul prea tare, s-ar putea să nu fie bine. Dar s-ar putea să dau până la urmă. Ca să ne facem înțeleși. Dar trebuie să înțelegeți un lucru. Nu facem niște lucruri ca așa vrem noi. Legea asta a fost făcută într-un anumit moment. Politic, social, cum vreți să-l denumiți. Nu ne lipim de o anumită coloratură politică a celui care a făcut-o sau a celui care vrea să o schimbe. Din punctul meu de vedere, este o lege foarte bună. Este cât de cât apreciată într-un sistem educațional european. Că pe aici, pe acolo se mai schimbă, e normal să se schimbe, că na, lucrurile evoluează. Dar ca osatură, să spunem, principală, din punctul meu de vedere, e o lege foarte bună. Cât de cât aplicată la societatea de acum. Nu la aia de acum 20 de ani. Ca să nu mai zic de aia de acum 40 de ani. Deci, din punctul meu de vedere, e o lege bună.